numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Iubiți frați, scumpe surori, slăviți să fie Domnul. Mare-i bucuria ce mi-ai dăruit. Te iubesc, Iisuse, căci Tu m-ai iubit. Atât de frumos cântăm cântările acestea pe care, cu atâta inspirație divină, fratele nostru Traian și frații noștri le-au compus și le-au pus înaintea noastră. Și mă gândeam la cântarea aceasta care am cântat-o în început și dacă fiecare dintre noi am simțit cu adevărat cuvântul acesta, că mare este bucuria pe care Domnul ne-a dăruit-o în ziua aceasta, nu putem și nu pot să încep altfel decât prin a aduce mulțumire Domnului pentru bucuria aceasta, pentru sărbătoarea aceasta, pentru binecuvântarea aceasta. Mulțumim Preasfintei Treimi pentru sărbătoarea aceasta binecuvântată din după amiaza aceasta. Mulțumim Tatălui pentru că a îngăduit ca Fiul să coboare pe pământ. Mulțumim Fiului pentru că a luat vina lumii asupra sa și păcatele noastre a fiecăruia l-a răstignit pe cruce. Și mulțumim Duhului Sfânt căci prin Duhul Sfânt toate acestea au fost duse în lumea întreagă și au fost vestite tuturora și nouă astăzi în locul acesta. Și cântarea care am cântat-o mai înainte a avut câteva versuri care spuneau așa: dă, iubite, la o parte, piatra ce te ține în moarte, ca lumina să te poarte către cerul sus. Dă, iubite, la o parte, piatra aceasta. Stăteam și mă gândeam, oare mai sunt printre noi? Oare mai sunt frați care încă nu au dat piatra aceasta la o parte? Oare mai sunt frați care încă nu au primit vestea aceasta bună? Oare mai sunt frați care încă Domnul Iisus nu a înviat în viața lor? Și mă gândeam și mă cercetam poate și pe mine. Oare în viața mea a înviat Domnul Iisus cu adevărat? Și aminteau frații de la început. Se amintea încă din rugăciune și mi-a plăcut cuvântul acesta. Sărbătorim astăzi o sărbătoare care s-a întâmplat acum mulți ani, foarte mulți ani, dar o sărbătoare atât de actuală și o sărbătoare care ar trebui în fiecare zi să se întâmple în viața noastră. Învierea Domnului să nu fie doar astăzi, acum și aici, ci în fiecare zi să simțim că Domnul a înviat pentru noi. Aș dori să citesc câteva cuvinte. Și poate s-au amintit și de frații dinaintea mea, dar gândul mi-a rămas la cuvintele acestea. Cuvinte care se găsesc la Sfântul Evanghelist Ioan, în primul capitol, Evanghelia care s-a citit astăzi, în Duminica Învierii. Fosta om trimis de la Dumnezeu, numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre lumină. Și citind cuvintele acestea, mă gândeam că poate și în vremea aceea și poate și astăzi încă sunt oameni care se întreabă cine este lumina? Cine este lumina? Și mai jos, vedeți tot Sfânta Scriptură și de fiecare dată mă bucur când citesc și studiem în Sfânta Scriptură. Căci Sfânta Scriptură ne dă răspunsul la orice întrebare și orice întrebare am avea în viața noastră, o găsim aici, așezată, răspunsul găsim aici, așezat pe paginile Sfintei Scripturi. Dar este atât de important să știm să căutăm în Sfânta Scriptură și să căutăm adevărurile acestea. Și ne spune tot în această Evanghelie, câteva versete mai jos, cuvântul era lumina, cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume. Și poate ne vom întreba cine era cuvântul. Și la început ne spune, la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Și vedeți cât de ușor putem afla întrebările care ne macină.
și întrebările care se află în lăuntrul nostru. Sfânta Scriptură ne dă răspunsul la toate aceste întrebări, dar poate nu vreau să o spun ca să jignesc pe cineva sau să aduc voi insultă cuiva, dar văd și observ că în zilele noastre atât de puțin și atât de puțin mai cercetăm Sfânta Scriptură. Mă uit chiar în viața mea, căci vorbeam cu soția și ne-am dorit ca în perioada aceasta a postului, în perioada aceasta a pătimirii Domnului Iisus, să cercetăm mai mult din Sfânta Scriptură. Și vedeți, omul are gândul acesta bun de multe ori, dar parcă atât de greu, atât de greu împlinim gândul acesta bun și atât de greu ne vine să ne apropiem de Sfânta Scriptură. Dar atunci când ajungem cu adevărat să înțelegem tainele acestea și dulceața, mierea aceasta sfântă care se revarsă și se află în scrierile acestea, atunci și dragostea de a citi și de a ne întoarce către cuvântul Domnului crește pe zi, în fiecare zi. Spune că Sfântul Ioan nu era lumina și el mărturisea despre lumină. Și tot Sfântul Evanghelist Ioan, în alt capitol, în capitolul 8, relatează cuvintele pe care Domnul Iisus le spune. Versetul 12 spune așa: deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând: eu sunt lumina lumii. Cel ce îmi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Eu sunt lumina lumii. Auziți, fraților și surorilor, cât de clar ne spune Domnul Iisus: eu sunt lumina lumii. Credem noi lucrul acesta? Credem cu adevărat că Domnul Iisus este și va fi lumina lumii? Sau poate pentru noi, pentru fiecare, avem alte lumini în viețile noastre și ne orientăm după alte lucruri? Cine are lumină nu va umbla în întuneric. Și se amintea și poate puțin din frățiile voastre, mai ales dintre noi cei tineri, știm lucrul acesta, cât de greu este să umbli prin întuneric. Și mă refer la întunericul acesta văzut, al lumii, și nu la întunericul păcatelor, căci despre acestea poate ar fi mai mult de vorbit. Și la întunericul acesta, căci ne povesteau părinții și bunicii, înainte de a fi iluminatul acesta stradal, și înainte de a fi lumina aceasta care se vede, cât de greu umblau pe drumul și cu ce frică mergeau pe drum seara după o oră târzie. Acum parcă nu mai este așa, parcă poți umbla altfel, dar vedeți, în întuneric umbli cu frică, umbli cu teamă, dar când este lumină, nu mai umbli așa. În lumină umbli cu nădejde. Și ne-am bucurat atât de mult ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea aceasta: dacă am aflat lumina în viața noastră, și cine este lumina pentru noi, pentru fiecare? Câteva cuvinte pe care părintele nostru Iosif ni le spune în cartea Mai lângă Domnul meu, și aș dori doar să citesc câteva cuvinte. Și ne spune părintele: Domnul Iisus este lumina lumii. El este lumina cea adevărată care luminează pe tot omul ce vine în lume. El este lumina cea adevărată care ne deschide ochii cei sufletești, să ne vedem pe noi înșine și rosturile vieții noastre în lumina cea adevărată. El este lumina vieții. Lumina lui Hristos luminează tuturor. Am auzit cuvintele acestea și în slujba de la miezul nopții. Și tot părintele Iosif ne dă o explicație atât de frumoasă la cuvântul acesta: lumina lui Hristos luminează tuturor. Cel ce primește această lumină a scăpat de întuneric. Are lumina vieții. Însă, vai, nu toți primesc această lumină. Lumea cea multă trăiește în orbie sufletească. Așa a fost pe timpul Mântuitorului,
așa este și astăzi. De unde știa Părintele Iosif că și astăzi este la fel ca și în vremea Mântuitorului și ca și în vremea Părintelui Iosif? Aminteau frații, suntem la 100 de ani de la lucrarea aceasta sfântă și binecuvântată a oastei. Suntem la un centenar și sărbătoarea aceasta poate ar trebui pentru noi, pentru fiecare în parte, să aibă o însemnătate aparte și tot anul acesta să fie diferit pentru noi, pentru cei din oastea Domnului și să nu mai privim cu o așa ușurătate peste toate sărbătorile, peste anul acesta care este pus înaintea noastră. Tot cel ce primește lumina a scăpat de întuneric. Preiubiți frați, nu ne dorim noi oare ca să scăpăm de întuneric? Câți dintre noi își doresc ca să stea în întuneric, să rămână în întuneric? Dar tot Sfânta Scriptură ne dă răspunsul și la întrebarea aceasta. Deci, odată venind lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Dar de ce au iubit mai mult întunericul? Pentru că lumina arăta faptele lor rele și viața lor păcătoasă. De aceea oamenii n-au putut sta aproape de lumină. Și de aceea oamenii nu și-au dorit lumina. Și parcă pare contradictoriu, amintind și de lumina aceasta pământească. Oare sunt oameni în lumea aceasta care își doresc mai mult întunericul decât lumina? Și ne spune Părintele Iosif că și astăzi sunt oameni care iubesc mai mult întunericul. Ne dorim din toată inima ca viața noastră să se umple de lumină, să fie o lumină, să primim și revărsarea Duhului Sfânt, revărsarea luminii cele cerești, să se vadă în viața noastră, pe chipul nostru, în trăirea noastră. Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a aflat o lume cu oameni care ochi aveau, dar nu vedeau, urechi aveau, dar nu auzeau. A aflat orbi care aveau ochi și surzi care aveau urechi, dar n-aveau ochi și urechi pentru cuvântul lui Dumnezeu. Lumina a venit în lume, dar osânda aceasta este că oamenii iubiră mai mult întunericul. Și mă cutremură cuvântul acesta, căci poate de multe ori și noi, venind aici, în locurile acestea binecuvântate și în locurile acestea în care Domnul revarsă atâta har peste noi, să avem ochi și să nu vedem, să avem urechi și să nu auzim. Atât de înfricoșător este cuvântul acesta, că la înfricoșătoarea judecată să ne spună Domnul lucrurile acestea: ai avut ochi, dar nu ai văzut. Ai avut urechi, dar nu ai auzit. Și nu am împlinit cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu ne-am dorit să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că nici nu aș vrea să răpesc timpul fraților, aș dori ca un îndemn, poate, din partea Părintelui Iosif și nu din partea mea, căci știm fiecare dintre noi viața noastră și purtarea noastră și de aceea, cum frații de fiecare dată spun, să nu privim la Cel ce vorbește, ci la cuvântul Domnului. Să ascultăm cuvântul Domnului și acesta să-L punem pe inimile noastre. Părintele Iosif ne spune ca un îndemn fiecare dintre noi: iubiților ostași din oastea Domnului și toți care trăiți în lumina lui Hristos, să ajutăm și noi după puterile noastre biruința luminii, să luptăm din răsputeri contra întunericului, să ajutăm tămăduirea celor orbi cu sufletul. Așa să lumineze lumina noastră înaintea oamenilor, ca văzând ei râvna noastră și faptele noastre cele bune, să li se deschidă și lor ochii cei sufletești și să primească lumina lui Hristos, lumina vieții. Preiubiți noștri, frați și surori, dacă până astăzi, poate și noi, încă am mai iubit o părticică din întuneric, poate încă ne-a mai plăcut o bucată din întunericul acestei lumi, în ziua aceasta,
ne-am dorit ca fiecare dintre noi să ne punem pe inimile noastre, să lăsăm întunericul și să primim lumina în viața noastră. Și nimic, nimic închinat și spurcat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Deci nici noi, dacă vom avea o părticică din întunericul acesta, nu vom putea să moștenim Împărăția cu frații noștri, cu înaintașii noștri. De aceea, lăsând toate în urmă, să fim și noi lumini în lumea aceasta. Amin, slăvit să fie Domnul. Slăvit.